Așa arată acum unul dintre drumurile din Buturugeni, drum ce ar fi trebuit să fie finalizat la acest moment. Dacă se respectă sau nu normele tehnice de execuție, doar specialiștii pot spune asta. Însă, după cum se poate vedea cu ochiul liber, se încearcă să rezolva o problemă ce trenează de ani buni într-un timp relativ scurt. Florea Marin este consilier local la Buturugeni și ne-a prezentat mai multe documente din care reiese că lucrarea de modernizare a drumurilor de interes local a fost aprobată de Consiliul Local cu mai mulți ani în urmă, când a fost declarat și un câștigător. Numai puțin de 11 oferte au fost depuse, iar criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Însă de atunci și până acum, spune Florea Marin, lucrurile nu s-au mișcat mai deloc. Până acum. De aceea, pentru a fi sigur de calitatea lucrărilor, mai mulți consilieri în funcție vor face apel la structurile statului să vegheze ca lucrurile să se desfășoare așa cum trebuie. Tot la Buturugeni, în urmă cu aproape 8 ani, a început construcția unei baze sportive. Lucrările au fost oprite de ani buni, fără a se face recepția. Că nu au continuat lucrările și de ce, este o cu totul altă poveste. Cert este că investiția se degradează de la o zi la alta. Mai mult, era obligația constructorului ca până la finalizarea lucrărilor să asigure paza și protecția bunului. Ori acest lucru nu s-a întâmplat. Cine este constructorul? Ușor de intuit și de ghicit. O altă investiție necesară pentru satele comunei Buturugeni o reprezintă sistemul de alimentare cu apă. De exemplu, la Pădureni, de ani buni, apa nu mai corespunde consumului uman. Și de aici au apărut și problemele de sănătate. Localnicii spun că a crescut numărul celor care fac dializă, în special în rândul copiilor. De aceea se impune realizarea acestei investiții cu prioritate.